este pentru un sfânt. Ascultă poporul meu, zice Domnul, ce-am ales din lumea aceasta și ce-am adus la cunoștința cuvântului meu, ca să mă cunoști și ca să-mi slujești, zice Domnul. Dar pentru că înțelegi cuvintele mele și te-ai plecat înaintea mea, zice Domnul, iată că și mâna mea cu binecuvântare este pentru tine, zice Domnul. De aceea așa vorbește Domnul, fii mulțumitor în starea în care te găsești și încerci în țara în care ești, zice Domnul. Pentru că vreau să las binecuvântări peste cei care caută să-mi slujească și să-mi sfințească numele meu, zice Domnul. Eu sunt Iisus Hristos care m-am coborât în vremea aceasta și în seara aceasta ai multe locuri, dar unii nu m-au primit, zice Domnul, dar tuturor și lor și m-au primit, le dau har. Iată că în seara aceasta m-am coborât în mijlocul tău, zice Domnul, și vreau să-ți sfințesc voastre, voastre, zice Domnul, pentru că iată locul în care este locul binecuvântat de mine, unde se cheamă numele meu. Stăruiți în rugăciune, zice Domnul, și căutați să înaintați către mine și să faceți pași repede, zice Domnul, pentru că nu mai este vreme de pierdut, zice Domnul, este o vreme de câștigat, care vrea să câștige viața, zice Domnul, dar unii, zice Domnul, care n-au ascultat de cuvântul meu, s-au depărtat, zice Domnul, de cuvintele mele, ba mai mult, nici nu vor să le primească, dar pentru ca să înțeles cuvintele mele, vreau să vă dau lumina, lumina pe care, amin, iată, poate înuri în întuneric, zice Domnul, că și în curând vine un întuneric mare, zice Domnul, și vai de cei care nu vor avea lumină, vor rătăși, zice Domnul, să vor depărta de mine, pentru că n-au căpătat lumină în vreme de binecuvântare care am rânduit-o, zice Iisus, în inima voastră și în țara aceasta, zice Domnul. Dar iată ce vorbesc prin Duhul Sfânt, întărite-vă sufletește, zice Domnul, și căutați ca întotdeauna să țineți aproape unul de altul, zice Domnul, pentru că vremea care vine va fi o vreme în care, dacă nu v-ați băgat de seamă, vă văd despărți unul de altul, dar unii se vor pâri în vremeșerea. Dar cei care au înțeles cuvântul meu și care au primit lumina mea, zice Domnul, iată că în vremeșerea se vor îmbrățușa, vor suferi și vor căpăta biruința, pentru că cei care capătă biruința va ajunge, zice Domnul, ca să troneze în cerul prea înalt, zice Iisus prin Duhul Sfânt. Amin.